În creștinism nu se spune că sufletul este nemuritor, ci se spune că sufletul în trup este nemuritor și că la judecata de apoi noi sperăm în recăpătarea trupurilor. Învierea este o înviere în trup, ceea ce înseamnă că splendoarea ultima a lumii este livrată prin intermediul unui trup, a unor simțuri. Limitele ți le descoperi treptat și fiecare din eșecurile care sunt asociate cu limita, fiecare din aceste eșecuri te aprofundează mai mult decât te aprofundează faptul de a fi avut succes. Paradoxul este că atunci când suntem fericiți sau avem succes, adâncimea noastră nu progresează. Noi progresăm în profunzimea noastră numai prin suferință și prin eșec. De ce e așa? Nu știu. Poate că ține de natura noastră căzută, dar acesta este un adevăr. Noi suntem niște suflete întrupate și că trupul nu este o parte adăugată sufletului, ci este forma în care sufletul este prezent în această lume. Fericirea însă, ce este? Fericirea este faptul că mă simt bine după o seară petrecută cu prietenii, după ce am băut un vin bun și un digestiv bun și fumez un trabuc și nu știu ce, sau după ce am văzut un spectacol sau în timpul spectacolului. Și răspunsul este nu. Fericirea este oare starea pe care o am atunci când iubirea mi este întoarsă sau după ce am avut un contact remarcabil cu cineva, nu știu cum. Răspunsul este da și nu. Poate da în formă, dar nu în conținut. Pentru că ce vreau să spun este că fericirea este de fapt un singur lucru. Este reintegrarea simțurilor paradiziace. Și atunci orice este un conținut pentru paradis. Uneori suntem frapați de frumusețea lumii. Și atunci înțelegem că noi alergăm ca bezmeticii și trecem pe lângă frumusețe. Și sunt clipe care vin, nu știu cum, vin deodată când remarcăm, Doamne, dar câtă frumusețe! Iar această frumusețe ni se adresează sub forma splendorii. Ceea ce, deci felul în care resimțim frumusețea este o conștiință a splendorii. Cine este splendoare aici? Răspunsul este lumea. Lumea prin simplul fapt că exista. De fapt, fericirea este redobândirea simțurilor paradiziace, iar redobândirea lor o recunoaștem prin aceea că lumea este resimțită ca splendoare. Deci n-am nevoie de o operă de artă excepțională, dar ea ajută. N-am nevoie de iubire extraordinară, dar ea ajută. N-am nevoie de o satisfacție formidabilă a vieții mele, să fiu pe un iaht, să fiu, nu știu ce, la clasa business, sau să am un iPhone din ultima generație. Mai degrabă aș spune că asta nu ajută, ci nu te ajută, te înstrăinează. Paradisul ne este livrat sub forma înțelegerii faptului că lumea în care trăim, așa cum este ea, este pur și simplu o splendoare. Și prin simplu fapt că trăim viața în sine. Viața noastră este o splendoare. Este un fapt uluitor și copleșitor, este o manifestare a splendorii. E adevărat că noi, și prin asta se manifestă natura noastră căzută, cum spuneam mai devreme, e adevărat că noi nu putem simți asta tot timpul. Cumva ne sufocăm de atâta splendoare și frumusețe și ne decuplăm. Simțurile intră pe modul automat. Și atunci e viața de zi cu zi, în plus noi trebuie să trăim, noi trebuie să ne renoim viața, noi trebuie să facem foarte multe gesturi de întreținere. Cred că jumătate din gesturile pe care noi le facem sunt gesturi de auto-întreținere. Dacă nu, cumva sunt mai multe. Și asta face parte din condiția noastră. Adică din faptul că am fost izgoniți din paradis. Pentru că dacă n-am fi fost izgoniți din paradis, sau mai degrabă dacă nu l-am fi pierdut noi, pentru că am fost nesăbuiți, dacă nu l-am fi pierdut, atunci simțurile ar fi rămas paradiziace și ele nu puteau fi saturate, nu puteau fi înnecate de percepția splendorii. Timp fericit nu există.
Fericirea nu-i de căutat în timpul pe care îl trăiești. Am trăit suficient înainte de 89 ca să știu ce înseamnă o mizerie comunistă. Am trăit suficient după 89 ca să știu ce înseamnă o mizerie a tranziției, o reașezare. Viața este, dacă ne așteptăm ca fericirea să ne vină după ce conducătorii vor fi buni, guvernul va fi bun, parlamentul va fi, nu o să mai fie atât de inept și de mizerabil, o să așteptăm până la capătul timpurilor. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne luptăm pentru amenajarea corectă a timpului în care trăim, respectiv conducătorii să nu fie inepți, să nu fie hoți și așa mai departe. Categoric nu. Eu nu spun că lupta asta trebuie să înceteze. Dar vreau să îi se retragă acestei lupte o finalitate care nu-i aparține, și anume obținerea fericirii. Cred că sunt două păcate fundamentale, două fundamentale surse de pierdere a noastră. Primul este mândria. Mândria este ceva teribil. Să știți că nu-l înțelegi decât când îmbătrânești. Cu vârsta înțelegi mult mai bine că mândria este nesăbuită întotdeauna. Iar al doilea este lăcomia. Oamenii sunt lacomi, nu se satură. Propriul lăcomiei, știți ce este? Și cred că asta o descrie cel mai bine. Este sete de materie. Noi suntem avizi de materie. Vrem să înghițim materie în toate felurile. Deci este o poftă joasă. De-aia o definesc foamea de materie. Ca să arăt că ea este în zona asta și hrănește numai zona asta. Suntem lacomi, mândria și lăcomia. Astea sunt cele două care ne înstrăinează de noi. De ce? Pentru că atunci când ești mândru, încorporezi o componentă luciferică care te înstrăinează de sursele tale. Sursele tale sunt întotdeauna legate de Dumnezeu. Întotdeauna. Lucifer te separă de el. Și mai e o componentă, și aici mă slujesc de un nume persan al răului, principiului răului, care este Ahriman. O componentă ahrimanică care este ucigașă, care vrea să anihileze. Prima, se înalță și te rupe de Dumnezeu. A doua, se înalță, te separă, dar asta este însetată de distrugere. Ea vrea să anihileze tot ce nu ești tu.